2017 este un an destul de încărcat pentru primarul comunei Izvoru, Claudiu Neguț. În această primăvară va continua lucrarea la rețeaua de canalizare și se speră ca aceasta să fie finalizată până la sfârșitul anului. În altă ordine de idei, se lucrează la amenajarea remizei de pompieri militari, având ca termen de finalizare luna iunie. Este în plină desfășurare de colmatarea șanțurilor, banii pentru aceste lucrări provin în mare parte din bugetul local, dar și din finanțări de la Consiliul Județean Argeș. Teren sintetic. Unde? Chiar în curtea școlii, da, curtea școlii. Toaletele care trebuie să făcute, iar acestea se vor face lipite de școală cu intrare din incinta școlii. Ce mai avem noi de făcut? Canalele. Au venit domnii de la apă bazinală Argeș cu excavatoarele și se lucrează. La ora actuală se lucrează la un proiect pentru asfaltarea în întregime a drumurilor comunale. Proiectul va fi depus spre finanțare la Ministerul Dezvoltării și odată cu aprobarea fondurilor se va trece la faza de licitație a lucrărilor.